Bine v-am găsit deja la un nou vlog pe canal, un nou Football Challenge. De data asta avem ceva mai special. Am pus mai mulți influencer și de pe YouTube și de pe TikTok să ne dea câteva provocări la fotbal și noi o să le facem aici pe terenul de fotbal. Fac un fel de conspect pentru că unele provocări pe care o să le vedeți deja l-am mai făcut pe TikTok și pe Shorts, dar nu cred că le-au văzut toți și am zis să le băgăm pe aici să fie vlogul cât mai lung și interesant. Like acolo și subscribe dacă aveți astfel de vloguri pe canal și hai să dăm drumul cu primii invitați la provocări. Prima provocare este de la Andu, o guriță mică. După cum știți, el e mai mult pe partea de TikTok, mai puțin pe YouTube. Haideți să vedem despre ce este vorba în provocare. Salut, Emanuel, fratele guriță mică are o super provocare pentru tine. Vreau să încerc să dai gol din spatele porcii. Sunt curios dacă vei reuși. Hai, bine! Gol! În următoarea provocare o să avem doi youtuberi care au avut aceeași idee. Un crossbar din Rabona, sper să ne iasă, este vorba de Tudor Buțan și de Gianni. La Tudor Buțan deja am făcut. Salut, Emanuel, provocarea mea pentru tine este să dai crossbar din Rabona de la 11 metri. Vezi că eu am încercat și mi-a ieșit destul de greu. Nu este o provocare ușoară, dar haideți să vedem dacă ți iese. Calculez ca să fie bine. E fizică, domnule. E fizică. Mai bun. Punem 2 metri, băgăm și ele. Bine. Bă, dar tu prinzi poarta. Bă, nu pot, bă, să o salt, n-ai cum. Dacă dau cross bar de aici, se îndreaptă challenge-ul. Ce-ți dau de aici, ești nebun la cap? Aproape. Fii atent, facem așa. Ca să nu fim bulangiți să zice că era făcut deloc challenge-ul Tudor. Dăm crossbar, dar în lateral. Bine! Aveți, mă! Salut, Emanuel, încearcă să dai bară din Rabona. Știu că o să dureze cam mult, dar încearcă și poate ți-e. Ce părere ai despre prima ta ratare? Sunt foarte bun în a rata. Uite, filmează pe asta. Chiar mi-a asta o grămadă. Aoleu, ce ești tu? Următoarele două provocări avem de la Leo și de la Vanes, sunt cam identice și am zis să le punem pe mândouă la fel. Haideți să vedem dacă reușim să le facem. Te salut, Aimen, am o provocare dublă, să zicem, pentru tine, o provocare foarte grea și anume să dai gol din corner din ambele părți, și din stânga și din dreapta, nu știu dacă tu nu mai ții minte dacă erai stânga sau dreptaci, dar poți să dai și cu exteriorul dacă nu poți să dai cu piciorul tău slab, dar trebuie să dai gol din ambele cornere. Haide să vedem dacă te descurci, multă baftă! Salut, Emanuel, provocarea mea pentru tine este să dai gol din corner, nu contează de unde, din stânga sau din dreapta, tu alegi, important este să intre mingea în poartă, ce să zic. Mult succes! Gol! Nu, că oprinse stuf. Hă? Oprinse stuf. Bă, nu contează în poartă, lasă, bă, din prima ești nebun. Povestea cu stângul prima dată, că poate intre, dar nu cred, am 100 la uicul, deci, na. Apa, ești pregătit? Vezi că era cu stâmbul. Uite, de viața mea! Tot un extrem de să dau. Mama, asta cred că îmi ia mult. Doamne, ce se bagă așa exterior. Mai de viața mea. Uai, de...
Nu poți să faci tu la live, da, ceva, gen, să pară că ai intrat în poartă? Nu. Da, asta e cum. Ia și frumos e cerul. Lasă că intră, lasă că intră! Puf! Bară. Apă că se pune, se pune. Că se pune. Mama mea! Te dau pe invers, în ce că aici, de aia la Ronaldinho. Roberto Carlos, să-i trebuie. Băi, eu gata, eu vă dau mingile să le spune. Da, ce asta mai era? Da. Haide, bă, să încerci. Ia uite-o. Mai făt. Mai făt. Se pune gol, am văzut-o foarte. Nu mi-este asta, o lăsăm așa, ne-mi pare Leo, dar e prea... Eu am mult unul la WeFoot, e prea... nu pot, sunt prea prost cu stângul. That's it. Băiți, aici pune capăt, am făcut, eu zic, în mare parte probele, unele astea au fost mai greuțe și n-am reușit chiar până la final, dar le-am mai suplinit cu ceva, cum s-ar zice. Sper că pot, la acolo, încă o dată, hai să facem, nu știu, facem 100, eu zic că facem 100, putem face 100. Hai, subscribe și v-am pupat, vă spun, la revedere!